Salut prieteni, numele meu este Norbi, iar să jucăm Sky Factory 2, versiune mai updatată decât cealaltă versiune pe care am jucat-o. Se pare că după nu mult timp de când m-am apucat eu să joc Sky Factory, era programată să fac un update la el și am zis că nu mai are rost să fac la versiunea aceea, deși mai este încă posibil să jucăm acea versiune. Dar am zis că mai bine începem de la început și jucăm cu o nouă versiune de Sky Factory. Ce aduce în acest nou această nouă versiune de Sky Factory nu sunt chiar așa de mari diferențele. Doar niște moduri mai noi și mici ajustări ale rețetelor. Bun, eram aici concentrat să și am pierdut niște lemne acolo, dar nu nimica. Am zis că să încep să fac înainte de a porni filmarea, am zis să fac rost de niște copaci. Am încercat încă o dată și n-am primit niciun copac și am zis că mai bine încerc să văd dacă îmi dă niște copaci ca să putem începe. Și am primit mai mulți de data asta și ok. Cartea cred că a rămas tot la fel, nu avem niciun nu știu, un achievement mai nou din câte am văzut eu. Ce țin bine minte. S-a făcut armura să o pot face din o chestie dintr-o chestie primită de la Creeper. Cred că numai Creeper îi dau acea plantuca, cum ar veni. Și ne trebuie o grămadă de chestii ca să putem să facem armura aia și o să fie foarte, foarte complicat. Așa că o să fac niște chestii în afara camerei și voi face și niște tutorialuri ca să este. Nu-i nimic, au plecat iar din nou copacei, i-am scăpat. Dar nu-i nimic, și era și acolo și un vierme. O să fac niște tutoriale cum am făcut anumite chestii ca să nu pierdem timpul și timpul vostru și timpul meu. Mai bine să-l fac așa și este mai ok pentru toată lumea. Și sper să iasă mișto let's play-ul ăsta și nu o să fie un fail mare. Chiar dacă o să fie și un fail mai micuț, dar e ok. Acceptăm și un fail mai micuț, dar vrem să fie ok, să înțelegeți despre ce este vorba în Sky Factory. Din câte am observat, eu a schimbat autonomous activator-ul, dacă țineți minte că l-am făcut în cealaltă versiune. Au schimbat-o în sensul că nu mai putem să-l folosim pentru a face să ducem prin sită materialele de gen dirt, sand, gravel și eu știu ce mai este. Vom folosi o sită automată. S-a băgat o sită automată care necesită curent. Așa că până acolo o să avem mult de lucru și o să facem totul by hand. Ce zic prin by hand? Să facem cu sita noi, să trecem prin sită toate materialele, blocurile.
Da, s-am gândit că e autonomous activator-ul este prea prea OP, overpowered pentru un pack și am zis să ne chinuim un picuț la el. Dar în schimb o să fie mai bine sitaia, deși necesită curent, este mai ok. Îmi pare că mărește șansa de a primi materiale. Așa că nu ne supărăm. Oh, am observat acum din nou o chestie. Dacă mă țineți minte, în versiunea cealaltă de la Let's Play-ul care am vrut să fac la hai să jucăm Minecraft, Sky Factory, ne-a dat într-un biom de taiga. Să vezi surpriză. Și acum tot într-un biom de taiga ne-au dat, așa că o să fie greu. O să fie greu cu apa, că pentru că o să ne înghețe nou. Și nu vrem. Sper că nu-i zona prea mare și suntem undeva la capăt. Avem mult oare. Uai. Să vedem în care parte o să mergem. Sper să nu fie. Încoace putem să mergem. Hai să vedem dacă tot în taiga suntem. Doamne, sper să nu fie taiga. Te rog. Ai, nu se poate. Tot în taiga. O să vedem încotro o să luăm. Ca să vedem ciancurile. Apăsăm F9 pentru cei care nu știau. Da, mai folosim niște lemne sau ne apucăm de niște chestii. Hai să vedem questbook-ul, ce am făcut până acum. Am făcut ceva. Use a crook on leaves to get saplings and silkworm. Încă nu am primit niciun silkworm, așa că nu-l facem. Make dirt by compressing saplings into oak barrel. Am făcut chestia asta. Avem aici dirt-ul. Așa că trebuie să primim niște viermi. Niște vermișoari. De lână, să ne dea lână, să putem să ne facem pat. Dar mai avem de așteptat până cresc copacii ăștia. Cresc foarte greu. S-ar putea. Dar nu sunt mai are rost. Am fi putut să schimb niște setări, să poată să crească copacii mai repede, dar nu. Am zis că nu. O las așa să fie ok. Să jucăm deodată cum ar veni. Să aveți și voi aceeași setări și eu aceeași setări și să ne chinuim aici să creștem copaci. Bun. Și vă să dansăm în continuare. Posibil vă întrebați de ce ne-am mai postat de mult niște videouri. Nu prea am avut vreme. Așa că acum am revenit din nou și sper că o să am mai multă vreme să pun niște videouri pe YouTube. Am început să joc niște și alte jocuri. Am făcut și un pic un episod sau două episoade, nu știu încă, sigur că te-am pus. Dar o să mai pun oricum. M-am apucat de toată o nouă versiune de la un joc. Acel joc fiind Abe Oddworld New and Tasty este și aceea este o versiune nouă de la joc mai vechi. De acum cred că vreo 10 ani, de nu mai mult. Și sper să vă placă. O să pun un annotation pe video să vă trimit acolo. Și încă mai caut ce jocul să mai fac, dar pentru început o să mă axez să fac pentru un singur joc. Ai, nu ne ajungă. Ar trebui să facem niște. Facem un drumuleț și cred că o să ne apucăm să facem map spawner-ul. Să vedem început de pe aici undeva. Mergem în partea cealaltă, e mai ok.
spun, facem de la 20 de blocuri distanță. Vom face un nou mod de mob spawner. E mai ușor și nu există niciun risc să putem muri. Hai să creștem aici. Ce am să mai zic încă? Am început să facem, adică să facem, eu și cu un prieten am început să facem niște live stream-uri de jocuri. Momentan jocăm doar Minecraft și League of Legends. Mai nou am început să jucăm și Heroes of Storm. Dar încet cu încet o să începem să facem și alte jocuri frumoase. Vă așteptăm și acolo dacă vreți. Bun. Trebuie să ne gândim cum să facem noi acum. Să vedem câte blocuri suntem aici. Suntem la 248. Ar trebui să fie la 260. Am zis, cred că am mai mult. Nu? 248. Da, 248, 249. Ah, e ok. E bine, am până aici. Și începem să construim. O să facem așa. Pentru ce s-ar putea să ne crească și copacii. Să scotem trei de aici. Și tot în taiga suntem și aici. Ai, nu-i bine, nu este bine deloc. Nu vrem să fim în taiga. Bun. Bă, scuzați. Vedem de cât am putut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bun. Și acum o să punem blocuri întregi. Să le umplem aici. Așa. Mai punem încă un rând. Să nu cad cumva. Să punem pe aici undeva ca să putem urca sus. Bun. Și o să trebuie să facem și pe partea asta la altă. Uai, că sper să nu apară omuleț acum când mă duc. Bun. Trebuie să facem încă roze niște lemne. Dacă o să apară, sperăm să nu murim. A făcut chestia asta, bun. Se pare că avem să transformăm înapoi din half slab-uri în blocuri întregi. Să ne facem o sabie. În caz de apar niște mobi acolo. Spune să dăm pentru copacii noastre trage. Bun. Între timp să ne uităm la ceva aici. Da, suntem în Wood Age. Epoca de lemne. De lemn. Epoca de lemne, wow. Epoca de lemn. Am crescut un copacel. Bun, facem repede. Sper că ne dă și copacei. Și ne dă și mere. Bun. Spargem restul de copac. Mergem repede acolo să schimbăm, să punem, să nu... Să nu apară niște animaluțe. Mai facem cu un bloc de dirt. Nu știu dacă o să ne ajungă 20 de bucăți. Nu prea o să ne ajungă. Plus că mai trească, o să ne trească să mai facem o chestie. Cum să facem? Punem aici și așa, bun. Nu, asta lăsa aici. O să facem momentan, nu facem mai micuț. 1, 2, 3, 4, 5. 5 blocuri, e ok. Tot ce trebuie să facem acum noi este să urcăm în sus. 3. Am urcat 4, cred că. Doi. Trei. E ok. Cumpărăm jos. Au. Nu. N-am luat damage. E ok. Bun.
Oricum, acolo sus o să trăiască să punem niște half slab-uri să nu, să nu ne apară și acolo, mă, nu ne trebuie. Vrem doar în loculețul acesta. S-a pus făcut și blocul ăsta la de dart. Bun. Îl punem aici. Da. Hai. Să fie cam nașpa la început. Nașpa tot timpul în modpack-ul ăsta până facem rost de lemne să mărim insula asta. Facem mai mare. O să... Nu, o să punem mai bine. Și punem restul înăuntru. Mă trebuie acolo încă un cupăcel. Să ne facem cu un bloc de dart și o să-l punem pe aici. Avem un creeper. Oh, nu, avem un creeper. Hai să-l mărâm, dar noi trebuie să primim, de preferat ar fi să primim scheletoni. Ne trebuie bones, ne trebuie oase. Nu că ar fi bine să primim oase pentru și pentru copaci și am putea să începem să ne facem și niște unelte. Și ar trebui să mă opresc să nu mai fug, pentru că nu avem de mâncare și nu-i bine dacă ne cade un măr să mâncăm neapărat. Să ne mai facem un cruc aici. Ne facem două, de fapt. Nu trebuie. Tei, o să spart. Am primit și un vierme. Perfect. Facem lemnele. Și mergem în continuare. N-am primit copăcei. Tu bine. N-am primit copăcei. Să mergem să închidem aici repede. Repede. Nu mai fugim că ne coboară hungărul. Și nu-i bine. Ar trebui să fac aici să fac acoperișul. Luăm niște hapstrap-uri. Nu, să nu fugim. Da, uite acolo avem un copăcel. Nu l-am văzut. Doi chiar, patru. Patru copăcei. Perfect. Îl păstrăm unul și unul îl aruncăm. Să facem hapstrap-uri. Vedem câtă timp mai avem de la dispoziție din episod. Bun. Nu vrem să-l facem prea lung, să nu vă plictisiți. Și da, avem 25, cred că o să ne ajungă 25. Vedem, aflăm acum. Cumva ar trebui să urcăm noi acolo sus. Mai avem aici, să folosim pe ăștia, oricum trebuie să construim. Wow, era să cad. Deci, era să cad. Încă 9, dacă mai avem 9, e perfect. Super, ne-au rămas încă 4. Și acum o să cădem și o să luăm damage. Da, nu-i nimic. Nu-i nimic, căuța, bun. Ar trebui să facem aici acum partea din față. Asta nu știu dacă ar trebui să lăsăm aici, să spargem. Sper că nu-l pierd. Oh, l-am prins. Să facem numai aici. Așa. Două. Și pe ăla de acolo, după ce îl sparg pe asta de aici. Doi. Nu, da, am zis că vreau să sparg și l-am pus, nu știu, și am vrut să... Nu știu ce am făcut chestia asta, dar bine. Am prins, fu. Nu vrem să pierdem copăcei lemne. Pune-te, așa, bun. Acum,
dacă o să se spawneze creeper, skeleton sau zombie, nu o să ne vadă. Și e mai ușor așa, pentru că l-am făcut mai mai strâmt pentru ei. Avem aici un măr, în sfârșit. Trebuie să-l mâncam neapărat. De foarte puțin, dar nu contează. Orice sursă de mâncare este binevenită. Noi am cam sărit din la quest-uri, adică am sărit în sensul că acest quest pentru mob spawner este undeva în epoca de piatră, cred că, da, în următorul. Și să-l facem, că l-am făcut acolo. Make a field, bine, asta încă nu putem face. Dar am făcut camera acolo. Avem și deja un zombie alău, cred că e ăla, cu numele de Bacon Mom. Nu știu ce, nu merge sunetul. Nu, e un skeleton. E un skeleton, avem un skeleton. Nu fugi, nu fugi. Nu, avem un skeleton bun. Cred că ar trebui să începem să facem itemele alea și după aia vom încheia acest episod și vom face și ne-am întâlnit în următorul episod, unde continuăm să facem alte chestii interesante. Bun, pentru început am făcut part builder-ul, deși trebuie să încep cu altceva. Facem acum un crafting table și punem un black pattern și ne dă un tool station. O să le facem mici pe toate, că nu vrem să ocupe loc și arată mai frumos. Bun, acum trebuie să folosim un oak wood și o să ne dea un stencil table și pe să-l facem micuț. Și am putea să ne facem și un chest. Hai, ne facem și un chest. Hai să băgăm toate pattern-urile. Așa, bun. O să le punem, rămânem aici. Pentru ce punem stencil table-ul. O să, aici o să creăm chestiile la unelte, gen facem, o să facem un pickaxe, un topor și nu știu, o să vedem ce mai putem face noi acolo. În pattern chest aici o să băgăm tot ce facem. În tool station, nu, am greșit, nu, sper că nu pierd. Nu l-am pierdut. Un part builder și după aia facem un tool station. Bun. Hai să facem un pattern. A, nu mi-ajung lemne. Ai, l-am stricat. Nu se poate. Bine, e ok. Nu putem să le facem înapoi. Bun. Păi, cam asta e pe episodul acesta din Sky Factory 2. Să vedem ce putem face în următorul episod. Să începem să urcăm în în epoci. Sper să ieșim foarte repede din epoca de de lemn, că e cam nașpa aici. Bun, dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați comentarii dacă v-a plăcut, un like, un subscribe dacă doriți, un dislike dacă nu v-a plăcut. Și ne vedem data viitoare. Până atunci, să auzim doar de bine. Pa! Yeah.